Prieteni, noroc, bun găsit la emisiunea Lumina. Eu mă numesc Andrei Bolocan. Dacă ați trăit în ultimele 3 luni jumate în pădure și încă n-ați aflat, eu vreau să vă anunț că pe 11 iulie avem alegeri parlamentare anticipate. Moldova votează un nou parlament. Sper să fie un nou parlament, sper să fie un parlament mai bun, ca de obicei, din punct de vedere genetic, trebuie să fim tot mai buni din an în an, față de ceea ce a fost în trecut. Și eu mi-am propus să fac o serie de interviuri cu liderii partidelor care candidează la aceste alegeri. Cu unii din liderii acestor partide n-am ajuns să mă înțeleg, unii nu mi-au răspuns, alții mi-au răspuns sub forma unei întrebări: da, ai să mă boțești? Un lider de partid din Republica Moldova pe mine asta m-a întrebat, că a răspuns la întrebarea mea dacă vrea să participe. Și zic, dar tu ce ești, salfiet că să te boțesc sau cum? Dacă nu vrei să participi în interviu, probabil nu o să te boțesc. Așa că cine a binevoit să accepte invitația mea, cu acei vom discuta. Vreau să deschid această serie de interviuri cu domnul Alexandru Slusar, vicepreședintele platformei Demnitate și Adevăr. Îi spun în câteva clipe bună seara. Vă invit și pe voi să fiți atenți la întrebări și mai ales la răspunsuri. Domnule Slusar, haideți să mă asigur că ne vedem, ne auzim. Bună seara! Bună seara! Perfect, ne auzim și ne vedem. În primul rând, eu vreau să vă recunosc un lucru foarte subiectiv, personal. Și sincer, eu tare vă simpatizez. Și vă simpatizez probabil dintr-o perspectivă de asta, de mix cultural. Eu nu știu, dumneavoastră, care e cea mai des vorbită limba acasă? Limba rusă sau limba română? Limba rusă. Noi vorbim acasă rusă. Rusă. Iată, eu văd un vorbitor de limba rusă cu aspirații euroatlantice, care e în Parlamentul Republicii Moldova și adesea cu discursuri împotriva unor gesturi nu tocmai solidari și prietenești a Federației Rusă, începând de la creditul foarte generos de 200 de milioane și așa mai departe, terminând poate cu nerespectarea drepturilor omului în Federația Rusă. Și că eu mă întreb, dumneavoastră încercați să combateți un mit, dumneavoastră încercați să-i uniți pe oameni în jurul unei idei, că iată, există vorbitori de limbă rusă, pentru că eu ca vorbitor de limbă română foarte des asta primesc și în comentarii și văd la știri. Lumea atacă orbește, dar rusul, ia că dacă vorbește limba rusă, gata, aici este rus, eu știu precis și cu dânsul, aici votează cu Dodon, aici vrea rău moldovenilor, aici nu-i cu noi. Dumneavoastră reprezentați un exemplu de coeziune, de combatere a acestui mit. O faceți intenționat sau așa vă place? Nu, este crezul meu. Eu niciodată nimic nu fac intenționat să placă cuiva sau că e o modă. Eu probabil că cumva influențat aspectul geografic. Eu toată copilăria am petrecut în raionul Nisporeni, unde reprezentanții rusolingvii erau și în perioada sovietică în mare minoritate. Nici 4% nu ajungea tot raionul și erau concentrați mai mult în centrul raional. Și această coeziune, cum spuneți dumneavoastră, această simpatie, interacțiunea cu vorbitorii de limba română, toți vecinii erau vorbitori de limba română, probabil că au pus amprența. Chiar dacă în familie am vorbit în rusă, școala am terminat în rusă, universitatea, dar respect față de limba, respect față de moldoveni, români, mă rog, autotitulatura mai puțin contează, eu am fost oamenii din copilărie. Ce ține de Federația Rusă? Mă rog, aici sunt viziunile. Este necesar de aplicat logică și să nu mergem, așa cum spuneți dumneavoastră, orbesc. Eu mă închin față de cultura rusă, clar lucru că limba mea maternă e rusă, eu niciodată nu-mi schimb etnia. Asta eu mă mândresc că sunt rus și asta nu e nicio problemă. Cultura rusă este o parte componentă a testamentului mondial. Dar de mult, dat fiind faptul că probabil la noi cartea din copilărie era în capul mesei, în familie, eu tot timpul încercam să fiu critic, autocritic, și undeva din 16-17 ani, taman când s-au pornit toate evenimentele din 91-92, eu am început să fac delimitarea între cultura rusă, limba rusă,
etnie rusă și politica Federației Rusă, politica imperialistă, care, din punctul meu de vedere, este mare problemă, în primul rând, pentru populația Federației Rusă, pentru proprii cetățeni. Dar asta e altă operă. Cred că da. Noi putem vreo 3 ore să discutăm acest aspect sub lupta civilizațiilor, est-vest, religios. Eu, ca istoric, cu mare plăcere aș discuta, dar nu cred că noi avem timp suficient. Cu toate că eu m-aș bucura să avem ocazia să discutăm și pe asemenea subiecte. Domnule Slusar, da, eu de curând am început să urmăresc persoane cu care nu neapărat rezonez, adică opinia lor nu neapărat mie îmi place, dar îi urmăresc pentru că mi-e curios ce gândește și altă lume. Și există tineri socialiști din garda tânără pe care îi urmăresc, deputați socialiști. Noi putem să, cum zic, putem să plecăm chiar până în decembrie 2020 să ne amintim de proiectele de lege și de cât vâltoare era în jurul proiectelor de lege de apărare a statutului de limbă rusă și despre cum socialiștii puneau asta pe masă drept. A, voi nu sunteți de acord? Voi vreți ușimleați prava ruscăiezicnih? Și că eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că am observat recent un tânăr socialist posta o poză cu dânsul cu un poster. Erau la o protest într-un sat, vreo 2 luni cred că era în urmă. Не ущемляйте права русскоязычных. Я вопрос вам требую. Я 2 года нам фост на Республика Молдова. Пать са ускимбат анамите лукуры. Да синчер акума, к... Я știu că sunt ușimlenie și de o parte și de alta. Bineînțeles că există ură și există oameni neinformați care aruncă cu psăgeți de ură dintr-o parte în alta. Dar dumneavoastră, cum credeți, în Republica Moldova, ușimleați права русскоязычных? Eu dacă... nu sunt de acord că sunt lezări dintr-o parte și din altă parte. Din punctul meu de vedere, cele mai mari probleme la noi în Republica Moldova sunt de limba română. Adică sunt probleme pentru a învăța limba română, în sensul că limba română câteodată nu se simte la ea acasă. Adică dacă noi vorbim despre lizarea drepturilor, în primul rând ar trebui să se plângă vorbitorii de limba română. Dar statul face suficiente lucruri ca vorbitorii allolingv să învețe limba română? Desigur că e insuficient. Este această problemă și urmează să analizăm. Este loc pentru mai mult. Uh-huh. Dar eu vă dau un exemplu. Poate n-ar trebui acum în campanie electorală, eu văd că unii colegi chiar și pe dreapta s-au aruncat după voturile vorbitorilor de limba rusă și un pic asta așa pare mie ipocritic, dar întrebarea mea, iată noi în 91, eu foarte des când discut cu colegii mei vorbitori de limba rusă, am foarte mult cunoscuți, prieteni, cu trecut, iată noi vom celebra independența 30 de ani, acum, iată, pe 27 august. Deja a crescut o generație. Cei care nu cunosc ce înseamnă Uniunea Sovietică. Tată, dumneavoastră, nu știu, probabil aveți vârsta aceasta, nu știu dacă mai mult de 30 ani, dar nu cu mult, cu siguranță. Un pic mai mult. Eu am prins doar cu poanele. Mult tine. Iată, dacă începem noi discuta cu dânșii, o să vedeți că ei o perfecție cunosc limba rusă. Mm-hmm. O perfecție. Într-o limbusă mergi, pe stradă, și dacă într-o gradă se adună 10 moldoveni români și vine un rusolin, toți repede trec în limba rusă. Uh-huh. Asta foarte des se atinge. Și asta, din punctul meu de vedere, moldoveni, români, iar autotitulatura mai puțin contează, au fost destul de toleranți în 91, față de situația etnică. Ceea ce, iată, noi am văzut în țările baltice cu acordarea cetățeniei, în Republica Moldova a fost aplicată varianta 0. Cei au primit cetățenie, nimeni nu a pus întrebarea, cunoști limba, nu cunoști limba, că statul nu a făcut suficient pentru ca vorbitorii de limba rusă să învețe limba română, dar sunt de acord. Dar, iarăși, cine dorește, caută soluția. Cine nu, caută pretexte. Timp de 30 de ani, noi avem o generație tânără de vorbitori de limba română care au conștientizat că este important și necesar să învețe limba rusă. Că este util pentru dânsi. Uh-huh. Și totodată o altă generație vorbitorilor de limba rusă care
Până ziua de azi, mai atvaia ne pomimaie. Adică ei consideră că nu e nevoie să învețe limba. Și tot timpul, dacă întrebi, dau vina pe cei de la politica statului. Că statul nu-i interesat, că statul a făcut insuficient, părțeau de acord. Da. Haideți să spunem la noi, dar noi am făcut tot suficient, care dorește, caută soluții. Eu, mai ales că eu, de exemplu, vă spun sincer, sunt un critic lingvistic. Pentru mine, însușirea limbilor este o problemă. Iată, economia, cifrele, mai mult ușor. Deci vă vine greu. Eu tot timpul am stat prost. Dar totuși, dacă ai nevoie, da, și dacă consider că tu trăiești în acest stat, care se numește Republica Moldova și limba de stat, vrei să o numești moldovenească, numește, dar ea e română. Limba de stat este română, tu trebuie să cauți soluția pentru a învăța această limbă, dar nu pretext. Din punctul meu de vedere, foarte mulți vorbitori de limba rusă, deseori pun acest paravan. Da, statul nu a făcut suficient, eu n-am învățat limba, voi toți sunteți divină și în general nu mă ușimliți, cum este. Sub alte aspecte, eu vă spun sincer, eu nu mă simt nicio discriminare în Republica Moldova. Eu am acces la toate posturile de televiziune în limba rusă, ceea ce nu există iarăși în țările baltice. Eu am acces liber în internet. Te duci în Chișinău, economia de piață a regulat acest lucru. În două limbi sunt inscripții, anunțuri. În Parlament, până în ziua de azi, stau 3-4 deputați în căști pentru care statul cheltuie bani la traduce. Monitorul este în două limbi. Hotărârile de guvern, legile sunt în două limbi. Din punctul meu de vedere, există problema cu limba română în Republica Moldova. Dar ce ține de discriminarea vorbitorilor de limba rusă, eu categoric nu sunt de acord și nu văd niciun gram de discriminare. Mersi pentru clarificări și răspuns. Mergem într-un subiect probabil drag dumneavoastră. Ați activat în cadrul comisiei parlamentare care investiga furtul miliardului. Ea avea o denumire mai lungă, dar acum nu mai țin minte. Devalizarea sistemului bancar. Și mai științific. Devalizarea sistemului bancar. Ok. Așadar, ați investigat detaliile acestei fraude. Sunt nume sonore pe acolo, dar lumea nu a citit acest raport. Foarte puțin a citit acest raport. Mult mai puțin decât oameni au văzut, mult mai puțin oameni decât cei care au văzut titlul, cum domnul Stoianoglu zice că decizia de a-l achita pe Platon este una corectă și legală. Mult mai puțin decât l-a văzut pe Platon celebrând această decizie. Care este poziția lui Alexandru Slusar sau platformei, da, apropo de această hotărâre? Poate într-adevăr el e curat ca lacrima și dosarul e fabricat și noi trebuie să așteptăm să răsară un procuror care să înceapă un nou dosar cu noi probe și acum n-avem de ce spunem pe Facebook fețele astea triste sau enervate. Din punctul meu de vedere, abordarea Procuraturii Generale este una superficială în raport cu Platon. De ce se întâmplă acest lucru? De incompetență, comandă politică, anumite relații personale cu Slava și Sasha. Eu nu vreau să dau verdictul, dar de ce spun superficială? Pentru mine, furtul miliardului, devalizarea sistemului bancar, laundromat, atacuri Raider, spălări de bani. Iată, toate aceste elemente fac parte de un singur plan, de o singură linie de atac asupra sistemului financiar bancar al Republicii Moldova, care s-a pornit cu atac Raider din 2011, care a fost lansat de Vladimir Plahotniuc și Vyacheslav Platon. Și acest lucru este probat pentru mine și cert. Pe urmă, Platon a luat mai mult linia laundromatului. În paralel, el a încercat să facă și situația cu sistemul bancar. Ceva nu i-a ieșit și ștafeta a fost preluată de Plahotniuc Show. Dar asta a fost același scenariu. A fost aceeași paradigmă în care au jucat grupări criminal-politice, care aveau sute de firme offshore-uri, care subrumau și subminau organele de stat, abilitate să supravegheze piața și mergeau treptat
iată, în 2011 au văzut că organele au cedat. Ei au mers mai departe. Fiecare pas, fiecare acțiune era cumva încercarea de mare cu degetul. Okay. Aha, aici statul a cedat, mergem mai departe. Statul ne-a permis atacul Raida. Mergem cu spălări de bani. Ne-a permis spălări de bani cu sistemul judiciar. Haideți să vedem dacă putem lua sub control 3 bănci. Ne-a permis, haideți să scoatem bani din aceste 3 bănci. Aha, ne-a permis să scoatem bani. Haideți să punem, să băgăm luaba în rezervele de stat. Dar când spuneți fraza statul a permis, și asta înseamnă că erau un set de legi, un set de demnitari, funcționari parlamentari Dacă citiți raportul, acolo este raportul cel puțin și în raportul Andromat, eu cred că o să fie cam același mecanism de prezentare materialului. Autoritățile statale, prin inacțiunile sau acțiunile sale, au devenit complice. De ce noi am făcut acest raport? Nu era ideea să înlocuim ancheta. Era ideea că noi să dăm aprecierea politică-juridică la acțiunile, în acțiunile autorităților abilitate, începând cu 2011, că fraudă bancară doar ultimul episod, nici nu știu dacă ultimul, dar episodul principal s-a întâmplat în 2014, dar calea a fost pavată prin mai multe modificări legislative, prin mai multe inacțiuni autorităților statale, prin mituirea prim-ministrilor, prin Comisia Reima, despre care puțin se vorbește, că așa de bine a camuflat Oleg Reidman ceea ce s-a întâmplat cu BEM-ul în raportul acestei comisii. Și iată, eu de ce așa lungă introducere am făcut? Întrucât pe toate aceste etape Vyacheslav Platon a figurat. El a participat în atacul Raider. Companiile lui ușor au participat în toate tranzacțiile acestei ascunse la acțiunile BM și Victoria Bank, când el a procurat acțiunile de la Plahotniuc. El a încercat prin diferite metode să pune sub control instituțiile statului. În 2013 el a vândut acțiunile lui Șor și Plahotniuc, și aici rămâne enigma ce s-a întâmplat. Eu până în ziua de azi n-am răspuns la această întrebare, am auzit diferite versiuni. Dar în 2014, când el aparent nu era în acest sistem, noi recent am aflat de la procurorul general că eu când a venit să ceară ridicarea imunității lui Ulanov, apropo, iar, până când nu văd nicio mișcare. Acum ce s-a întâmplat? Că Plahotniuc înapoi a cumpărat acțiunile de Victoria Bank, cele 38%, de la Platon. Și pentru asta au fost folosiți banii de la BEM, în noiembrie 2014. Și eu atunci, în plenul Parlamentului, l-am întrebat pe Stăinova, domn procuror general, cu Ulanov tot e clar, el e uneaut, el e executor. Eu atunci, apropo, pentru Plahotniuc lucrat mai mult decât pentru Șor. Dar Platon, de la care a fost procurat aceste acțiuni din banii BEM-ului, el a știut despre faptul că banii vin de la BEM și acești bani sunt folosiți dubios. Stăinoglu nu mi-a răspuns nimic. Iată de ce concluzia mea. Vyacheslav Platon este implicat în mai multe episoade ale crimei întregii opere care se numește Crima împotriva sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova. Și firmele lui de offshore au participat în mai multe acțiuni cu atac Raider, cu tranzacțiile ascunse, cu folosirea banilor de la BEM. Eu cred că dacă noi vom avea altă procuratură, Vyacheslav Platon trebuie să fie tras la răspundere pentru foarte multe lucruri, chiar dacă pe acest episod care aparent el este, nu știu, un mortir din partea lui Plahotniuc, eu consider că pe celelalte epizoade el poartă o vină, doar că la moment politic și din alte considerente acest lucru nu este convenabil pentru Igor Dodon, nu știu de ce pentru Alexandru Stoianoglu tot nu este convenabil. Abordarea față de Vyacheslav Platon este una superficială. Și eu cred că mai devreme sau mai târziu, eu o să revină, dacă o să rămână în Republica Moldova, eu revin la banca acuzațiilor și la pușcărie. Deci dumneavoastră ați anticipat într-un fel întrebarea mea, că eu vreau să vă întreb
noi la ce să ne așteptăm? Și mi-ați spus schimbarea conducerii Procuraturii Generale, dar în afară de asta, ce pot face oamenii de rând în afară de a scrie comentarii de, băi, Doamne ferește, nu mai există justiție în Republica Moldova, dacă l-au făcut și pe asta sfânt și curat, ca lacrima, și toată lumea știe de Platon. Eu nu stare versat poate în contactele mele politice în Republica Moldova, dar cred că am vorbit cu, hai să spunem, 5 oameni. Unii chiar erau apropiați foarte tare PD-ului pe timpuri, vreo 3-4 ani în urmă. Și mai toți îmi povesteau despre Platon, că e un personaj care se trezește dimineața și primul gând este cum să mai fac o schemă. Cruciu, virciu, asta era motoul lui în viață. Și că acum poate un caz o leacă similar apropo de asta, similar în sens că multul lume vorbește, e că Cavcăliuc, e un personaj despre care în ultimele săptămâni și eu și soția mea auzim tare multe, în mesaje private, în idei de cum poate să facă contrabandă, ba prin Ucraina, ba prin Transnistria, ba prin Italia. Și noi auzim despre asta, dar până la probe și până la o voce care să nu steamă să rămână în anonimat, încă nu este. Ce putem face noi, oamenii de rând? Am înțeles, pe 11 iulie trebuie să mergem la vot, dar până atunci, ce putem să facem? Noi putem să sperăm doar că un nou parlament va alege o nouă conducere a Procuraturii Generale și poate atunci o să schimbe cumva lucrurile și o să găsim un capăt de acuzare pentru oameni ca Platon, ca ei să nu vină la televiziune și să ne spună că lupta cu corupție nu este prioritară pentru Republica Moldova? Până la 11 iulie, oameni de bună credință care dispun de informație despre Gavcaliucaista, despre Platon, despre toate grupările criminale, să nu teamă să vorbească, să transmită informația probe pe principiul anonimatului la cei deputați care nu se tem, dar noi de la platforma DA niciodată nu ne-am temut, să luptăm și să spunem lucrurilor pe nume deschis. Astfel încât, până la 11 iulie, cât mai multă lume, chiar și cu toată această propagandă, chiar și cu aceste mass media care, mare majoritate, mai sunt controlate de oligarhi, să cunoască adevărul despre Platon, despre Cavcăliuc. Desigur că noi putem acum să regretăm că în 5 luni, când blocul acum a fost la scurtă perioadă de guvernare, n-am mers noi mai radical. Mai ales față de Cavcăliuc, Andrei Năstase a pornit niște dosare penale și care au murit imediat după ce s-a schimbat guvernul. Dar până la 11 iulie nu trebuie să stăm cu mâinile în șol. Oameni care cunosc mai multă informație trebuie deschis să vorbească. Acum totuși nu-i perioada lui Plahotniuc. Da, au trecut 2 ani, da, Igor Dodon cu alte grupări criminale tare răvnește laurele lui Plahotniuc, dar este totuși o copie palidă a acel coordonator, nu trage Igor Dodon. Și lumea acum totuși este mai liberă, mai deschisă. Okay. Și nu se teamă. Dar la 11 iulie trebuie de făcut alegerea corectă, astfel încât să avem majoritatea pro-europeană națională, care, într-adevăr, în scurt timp este capabilă să implementeze, să realizeze reforma justiției. Nu prin concursuri, nu prin anumite, adică noi am avut acea experiență tristă din 2019, dar dacă vom avea majoritatea, probabil vom merge mai hotărât, mai cardinal sub acest aspect. E nevoie de alt procuror, alt judecător, e nevoie de reevaluare procurorilor și judecătorilor. N-a să fie ușor, întrucât iarăși există această legislație cu procurorii inamovibili, judecătorii inamovibili. Și judecătorii, ați văzut ce spun? Judecătorii nici nu-și doresc. Se vor orienta și unii procurori și unii judecători, care acum stau și așteaptă rezultatul luptei politice din 11 iulie. Eu sunt în mare parte optimist. Dumneavoastră cunoașteți procurori? Dacă cele 4 grupări criminal-politice acum s-au unit. Dumneavoastră personal, cunoașteți procurori sau judecători care ar fi gata să fie vocali, să vorbească despre nereguli din sistem, dar așteaptă rezultatele alegerilor? Sau da. Ce, o barieră îi oprește? Nu. Și până acum... Tradițiile moldovenești. Deja noi am avut perioada asta din 2009, când s-a schimbat regimul de 8 ani lui Voronin, da. Și cineva a crezut că, Doamne ferește, ce se întâmplă. Și am avut experiență foarte tristă când statul a fost capturat, dar justiția chiar
juridic a fost împărțită. Și desigur, după toate aceste experiențe mai puțin plăcute, sunt și judecători și procurori care cumva la nivel genetic au văzut, sau chiar dacă n-au lucrat atunci în sistem, cunosc de la alți colegi ce s-a întâmplat și acum ei totuși văzând ce se întâmplă, noi putem să spunem totuși că toate forțele se împart în forțele grupărilor politico-criminale. Eu am spus, aici e Dodon, aici e Plohotniuc, aici Platon, aici Plohotniuc, Șor și celelalte forțe, chiar dacă există concurență între aceste forțe, dar nimeni nu poate să, niciodată n-a să spună că platforma DA este partidul pro-oligarhic sau okay. Partidul... Pro-crimă. Noi suntem partidul anti-oligarhic, categoric. Deci, am înțeles. Deci oamenii ar trebui să discearnă... Oamenii pe 11 iulie ar trebui să discearnă între partidele pro-crimă și partidele nu pro-crimă sau anti-crimă. Între partidele care reprezintă grupările politico-oligarhice okay. Și celelalte partide care, chiar dacă există anumită concurență între ele, nu sunt, nu fac parte la, și niciodată nu au făcut parte la acest sistem mafiot care noi am avut și până în 2009 și, din păcate, ca mult mai perfect, făcut de Plohotniuc după 2009. Blocul Renato Usatăi, unde îl situați dumneavoastră? Pe partea politico-oligarhică sau pe partea... Din partea politico-oligarhică. Din partea politico-oligarhică. Pentru mine acest lucru, eu, de exemplu, cunosc multe momente și chiar dacă cineva se irigează acum în hainele pro-europene, lupta cu corupția, background-ul... Istoria lui Renato Usatăi pentru mine de mult este clară, începând cu firme capușe pe lângă calea ferată Federației Rusiei, care nu era posibil fără corupție și fără toate aceste legătorile să faci bani în Federația Rusă la așa nivel. Pe urmă, jocurile ba cu Filat, ba cu Plohotniuc, ba Filat cu Plohotniuc au Fugăresc pe dânsul. Eu spun că... Ne luptăm până la capăt și fuge din țară. Pe urmă, Plohotniuc îi permite să se întoarcă, să măcească pe Filat. Pe urmă, iară se unește cu Dodon și alungă pe dânsul. Și eu iară îi leapă de echipă și pleacă. Și tot timpul eu, pentru dânsul, cercuistă de înțelegeri oligarhice, tot timpul erau mult mai aproape decât lupta deschisă politică, din punctul meu de vedere. Deci dacă pentru asta trebuie de lăsat, de lepădat, de abandonat echipa, de dragul, pentru propriul interes. El face acest lucru. Și chiar și în prezent. Dacă o să vorbiți cu dânsul, să mă întrebați. Okay. Dar, domnul frate, dumneavoastră, sunteți prieten cu Damir. Dar dumneavoastră vă cunoașteți cu Vâlcu. Cel care e mare prieten am cu Nichifărciuc și lucrează pentru Dodon. Renato Usatăi are trecut foarte, foarte zbuciumat și din punctul meu de vedere, chiița la el este și în zona oligarhică și în altă țară. Și mi se pare că riscurile participării lui Renato Usatăi, care acum cheltuie unul singur mai mult decât celelalte partide toate împreună bani pentru reclamă. Nu chiar, aproape egal, e în top acum, la primele săptămâni deocamdată e în top. Mă ales că știu că el a fost lăsat fără business în Federația Rusă. Și eu pur și simplu mă dau întrebarea, de unde eu are acum acești bani și dacă eu acum ultimii bani împrumutați bagă acum în campania electorală, cum credeți, care o să fie miza lui în următorul parlament dacă el acolo trece? Și nu, n-ați ne pomenim noi cu mai multe scheme de odată. Așa, mai multe întrebări retorice depun față de telespectatorii. Dar ce face platforma DA? Ce face platforma DA în cazul unui scenariu în care există PAS-ul, platforma DA și Renato Usatăi versus blocul comuniștilor și Șor? Cu cine atunci platforma DA ar face o alianță? Eu sper că totuși noi nu ajungem la așa scenariu și vom avea majoritatea în cele două partide, vom avea împreună majoritatea fără Renato Usatăi. PAS și platforma DA. Dar dacă o să întâmplă așa ceva, vom analiza situația. Desigur că vedem care o să fie matematica în parlament, dar ultimul lucru care noi putem visa și gândi
asta coaliția cu Renata Usante, care o să fie pro-europeană, pro-națională și un guvern democratic. Eu, știind din 2016 anumite lucruri, eu nu am niciun gram de încredere în Renata Usante. Chiar dacă el are în echipă niște oameni, niște primari, niște oameni care eu estimez. Dar există o mare, mare problemă cu Renata Usante, mai ales că cu excepția platformei, da, din punctul meu de vedere, eu poate nu cunosc ceva. Toate partidele la noi în Republica Moldova totuși au această verticală și înclinația spre boșdism. Și Renata Usate, care are sac de bani, chiar dacă are echipă bună, această echipă va fi docilă. Dar cine atunci e vojdiu la Acțiune și Solidaritate? Eu nu vorbesc de vojdiu, eu vorbesc de... Acolo nu e așa de evidentă această linie, cum la partea stângă. No, dar cred că e ușor să spunem... Dar oricum, haideți, eu vorbesc despre noi. Da. Nu există alt partid pentru mine, eu n-am văzut și dar cunosc multe dedesubturi din alte partide, unde echipa și democrația internă ar conta așa de mult cum în platforma, da. Haideți, mă opresc aici. Iată nu aici. Mai dau prezentative altor partide. Iată aici îmi serviți o minge destul de ușoară, pentru că dacă este democrație în acest partid, în platforma, da, deci, de ce în continuare? Și dacă, haideți să spunem tot buchetul. Este democrație în platforma, da. Sunt valori euroatlantice, aspirații de integrare europeană a Republicii Moldova. Și noi avem un lider care de câteva ori a pierdut din punct de vedere politic. A pierdut o alegere, a pierdut o poziție în partid, a pierdut o leacă de rating și acest lider este în continuare liderul acestui partid. De ce platforma, da, nu face așa cum fac exemplele din aceeași Canada, de unde sunt eu, liderul, dacă a pierdut niște alegeri, steps down și altul vine în locul lui și încearcă să promoveze, să ridice imaginea partidului mai departe. Se lasă loc altora. De ce în platforma, da, în continuare, Andrei Năstase este cap de listă? Deci, iarăși, dumneavoastră vă porniți din paradigma, iarăși, reieșiți din paradigma partidelor. Eu înțeleg că în Republica Moldova există acest mitian. Partidele totuși sunt taxate pe lider, pe vojdiu, dar răspunsul la întrebarea dumneavoastră, eu am dat mai sus. Dumneavoastră vorbiți că au pierdut liderul. Păi dacă tot nu contează ierarhia. Dacă eu am menționat că totuși noi suntem echipa, la noi democrația, înseamnă că orice câștig al partidului este câștigul echipei. Orice pierdere, noi tot privim ca pierderea echipei. Dacă au pierdut Andrei Năstase alegerile prezidențiale, înseamnă că toată echipa undeva a greșit. Cine mai mult, cine mai puțin, astea sunt momentele care noi trebuie să discutăm pe interior. Andrei Năstase nu este cheia de o biserică, a greșit, dar iarăși, când avem democrație internă și vorbim despre greșelile, vorbim despre problemele, discutăm democratic, fiecare om la noi contează. Fiecare deputat este liber și lider. Așa au lucrat partidul, așa au muncit fracțiunea. Cineva... Atunci apare întrebarea, de ce noi atâta, așa avem această idee fix pe o singură persoană, chiar dacă el este liderul de partid. Noi mergem cu echipa. Am înțeles. Primii 10 deputați, atât noi luăm, toți 10 deputați o să fie egali. Și o să fie lider și liber. Ce contează care este pe primul loc sau această, pe locul 10 sau pe locul 15? Această desiatcă... Noi niciodată nu era această problemă. Această desiatcă de deputați de la platforma, da, sau viitori deputați, să zicem, ea mereu a fost aceeași, în aceeași ordine, aceleași nume? Sau ați mai modificat-o între timp? Iată, de nu, exemplu... noi n-am modificat între timp. Desigur că înainte să depunem documentele la Comisia Electorală Centrală, noi am analizat sub mai multe aspecte. Și primii 10 și nu credeți că doar primii 10. Noi deja am văzut ce s-a pornit la celelalte partide, la colegii noștri pe eșechierul de dreapta și noi după mai multe companii electorale am suflat și în iaurt. De atâta noi am examinat minuțios fiecare candidatură sub aspectul unor probleme, schelete, chiar dacă noi știm că omul n-are schelete, dar aparent propaganda cumva, iată, o să facă ceva și
foarte atent am pregătit această listă și la noi primii 10, la noi în genere nicio schimbare nu a fost pe okay. listă. Mai avem timp până 27 iunie, desigur că aici totul depinde și de muncă, cum fiecare muncește, nimănui nu este garantat nimic, dar deocamdată noi n-am făcut nicio schimbare pe listă. Ce relație există acum între platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate? Din ultimele noutăți am văzut că s-au întâlnit Andrei Năstase cu Maia Sandu și Andrei Năstase avea cuvinte foarte bune apropo de acea întâlnire. A lăudat acea întâlnire, discuția pe care au avut-o. Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți? Noi avem relațiile, reșim din ideea că suntem partenerii. Nu doar că partenerii, foști parteneri în blocul care am avut, dar și viitorii parteneri în Parlamentul care va fi ales pe 11 iulie. Și ținând cont de această idee, care ar trebui să fie idee națională acum, că în premieră putem să avem coaliția de dreaptă, pro-europeană și neoligarhică, noi, relațiile noastre, chiar dacă nu pot să spun că totul e ok și totul este uitat, ce au fost, dar interesele țării sunt mai presus. Și sub acest aspect, relațiile noastre sunt colegiale, respectuoase. Da, noi doctrinal avem anumite abordări diferite pe subiectul ce ține de economie, producătorii autohtoni, agricultura. PAS este partid mai liberal, noi suntem partid un pic mai conservator, aș spune, cu doctrina creștin-democrată, dar acest lucru mai puțin contează, probabil, la moment, în comparație cu sarcina noastră, cu primordială, de a câștiga majoritatea în următorul okay. parlament și de a oferi în premieră 25 de ani țării un guvern fără nicio influență oligarhică. Dar perioada din martie, aprilie, când noi toți urmăream la știri cum un actor politic sau președinta Maia Sandu vrea anticipate, dar aici, hopana, de la foștii partenieri vine o propunere. Nu, lasă-mă eu să fiu prim-ministru pe timp de criză. Andrei Năstase își propune candidatura de prim-ministru și Maia Sandu nici măcar nu se apucă să... Nu, ba nu, au discutat. Dar nici măcar nu părea să ia în serios și pe urmă vine cu totul alte propuneri. Ba Natalia Gavriliță, ba domnul Grosu. Perioada asta e o generată oarecare ranchiune, că dumneavoastră ați spus că ceva noi nu uităm. Asta a fost cumva cea mai tensionată perioadă de relații PAS și platforma DA? Sau au mai fost lucruri pe care presa și... Am văzut eu situațiile și mai tensionate. Nu știu. Nu pot să fac acum o comparație. Ok. Să fac acest tablou, locul 1, locul 2, locul 3, când a fost mai tensionat. Dar, desigur, a fost situația mai tensionată. Noi am avut abordarea un pic altă și dacă să analizăm acum calitatea guvernării care noi avem, începând din decembrie până în iulie, și toate schemele, furturile, nu, haideți să spunem lucrurile pe nume. Noi nu avem guvern. În cel mai bun caz, acest guvern nu face nimic. Uh-huh. Dar în cel mai rău caz, zilnic se fură. Scheme diferite, calea ferată, agenția proprietății publice, combustibilul, agenția serviciilor publice, cariere, piste tăți se fură. Îngrijorarea noastră era atunci că cumva să curmăm, să nu admitem organizarea alegerilor în situația când țara nu va fi guvernată sau va fi guvernată de un guvern foarte prost și controlat de Dodon. Asta era abordarea noastră și în contextul situației juridice, constituționale, când noi suntem țara parlamentară și era un pericol iminent că și noi am văzut acea majoritate Șor Dodon care s-a unit sub pericolul alegerilor anticipate. Dar faza este deja depășită. Okay. Slavă Domnului că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De atât noi și suntem două partide, că pe mai multe probleme avem abordări diferite, dar la moment pe noi ne preocupă, chiar dacă eu rămân cu mai multe păreri și niciodată n-am fost prieten cu Maia Sandu și nu cred că am să fiu. Dar pe noi ne preocupă, pe toți, din platforma DA,
Cred că și pe cei de la PAS, majoritatea parlamentară în următorul parlament, care, repet încă o dată, în premieră poate fi prima dată în 25 de ani, fără niciun gram de influență criminal-oligarhică. Care sunt calculele de la platforma, da? Pentru că noi auzim de sondaje de opinii, dar întotdeauna trebuie să fim critici apropo de ele, mai ales când ele apar la NTV Moldova sau Accent TV. Care sunt calculele platformei, da? Poate aveți calcule interne, sondaje interne. La ce procent puteți să răvniți? Noi bani pentru sondaje interne nu avem. Un sondaj costă 20.000 de euro. Și nu știu câte partide pot să-și permită acest lux, dar avem acces la niște sondaje interne autoconcurență electorală, sondaje care se fac la comanda unor companii străini. Ok. Și cu ce, noi ce se alege? Creșterea. Nu mă îmbăt cu apă rece. Înțeleg și conjunctura politică care este și aspectul mediatic și încercarea cumva de a polariza, de a arăta că sunt două poluri, da, politice în Republica Moldova. Eu tot înțelegem. Luăm act de ce se întâmplă, dar ce putem noi să contrapunem? Munca și descrierea sau rapoartele noastre în teritoriul de la satul la sat despre ceea ce noi am făcut. Recent o să mergem și în diaspora. Calculele care noi avem din ultimele 2-3 săptămâni arată creștere pentru platforma. Da, noi, eu cumva calm mă uit deja, privesc aceste sondaje, deși trebuie să recunosc arma sondajelor, manipularea opiniei publice este destul de puternică și influențează o bună parte din alegători. Întrebarea pe scurt, întrebarea pe scurt despre sondaje trebuie să fie în felul următor. Mergeți în Parlament? O să intrați în Parlament? Nu, asta pentru noi acest lucru este clar. Întrebarea acum cu cât? Aha. Deci e garantat... Se pune acum problema cu cât să întreb. Să întreb cu numărul suficient ca să nu avem nevoie de ceea ce ați spus dumneavoastră mai sus, de a treilea. Ok. Să nu facem la treilea, dar să ne ajungă... Deci e garantat că, garantat că platforma, da, intră în Parlament. Da, desigur. Am înțeles. Ce credeți dumneavoastră despre actori care, în viziunea mea mega subiectivă, sunt niște făcături venite pur și simplu să împută atmosfera politică, să deruteze oamenii, să lanseze fake news-uri, să arunce populisme și lumea foarte greu pe urmă să apucă să caute în istorie, dar oare ce a făcut cu tare sau cu tare Vasile Costiuc sau Vlad Bilețchi, cu era? Dumneavoastră ce credeți despre ciuperci gen Aur sau... cum îi cheam pe ăștia, democrația acasă? Ei reprezintă pentru dumneavoastră niște impedimente, bariere, creează greutăți, derutează potențialul electorat al platformei, da? Desigur, această problemă există, dar nimic nou sub soare. Este o metodă care la greu a început să folosească Vladimir Gheorghiș Plahotniuc și existența acestor actori în numărul așa de semnificativ, este încă o dovadă, încă o confirmare a faptului că Vladimir Gheorghevici este prezent pe scena politică. Fără dânsul, toate aceste proiecte politice de spoiler n-au avut cum să apară pe scena politică și dacă observați, ele mai mult sunt concentrate în zona de centru dreapta. Mm-hmm. Mai puțin spoiler să vedeți pe zona de stânga. Mi se pare un lucru foarte important asta. Când vezi pe cineva care e un partid mic și se dă în populism, întreabă-te, dar el voturi de la cine vrea să fure? Cu siguranță nu de la Dodon și Voronin o să fure voturi. Absolut. Noastră în mare parte răspunsul la întrebare. Și când noi din 24 de partide vedem 5-6 maximum pe șichierul anti-european, și restul toți în ghisul în centru dreaptă, desigur, asta este un scenariu și noi am văzut în 2014, probabil, numai că atunci era necesar să fie acest scenariu aplicat pe partea stângă. Uh-huh. Țineți minte că un partid celebru care a dispărut a doua zi după alegeri, cum eu se numea, Partidul Comunist Reformator, da, care au luat atâta cât trebuia, 5% de la comuniști, dar nu i-a ajuns un procent să treacă în Parlament. Adică a lucrat bine. Regizorul a lucrat foarte bine.
Iată acum noi vedem același lucru, spun că pe de o parte, desigur, ne încurcă, pe de altă parte, totuși, alegătorul un pic s-a schimbat. Totuși, există deja faptul că pe avanscena a ieșit cu cuvânt greu de spus diaspora, mă inspiră optimism, dat fiind faptul că totuși multă lume a început să aleagă greu din Ghina. Cu toate și că... eu sper foarte mult, da, anumit procent, din păcate, noi o să pierdem. O să pierdem procentele care nu trec în Parlament, o să pierdem, iată, prin aiește spoiler despre care ați vorbit dumneavoastră, dar totuși eu sper că mare majoritatea electoratului în această situație care este vor face alegerea corectă și n-a să permită să fie irosite voturile pe spoiler de 0,3%. Cu toate că vrem să dau ceva despre diasporă, dar pur și simplu în momentul în care noi discutăm acest subiect, încă nu e decis câte secții vor fi într-un final. Încă ședințele se vor mai face la curtea de apel. Așa că noi suntem într-o incertitudine și cu cât mai târziu vom afla un rezultat al acestor decizii judecătorești, cu atât mai greu va fi pentru Ministerul de Externe și misiunile diplomatice să caute sedii în caz că va fi decisă lărgirea numărului de secții peste hotare. Adică oricum, bățul în roată a fost băgat și oamenii din Moldova și oamenii din diaspora trebuie să înțeleagă acest lucru. Evident. Pentru mine, eu deja am spus săptămâna trecută, undeva am făcut chiar și postarea, că Comisia Electorală Centrală, cu excepția a unui membru, Dumitru Pavel, pentru mine s-a discreditat. Desigur că nu e în egală măsură. Acolo sunt doi agenți electorali direct al lui Dodon. Filipo Lebedinski și Filipo. Sunt niște care moștenirea lui Plohotniuc, da, niște epate ale regimului Plohotniuc, care au trecut repede ca paduchi pe câine la Dodon și deja se înfruptă din culoc. Vorbesc de cei doi care au fost de la Partidul Democrat înaintați și, cu părere de rău, restul membrilor CEP, care aparent ar trebui să aibă majoritatea, dar iată ei cumva au cedat și au acceptat această idee, după mine, așa, o aruncare nici nu de os, dar de o formatură, că s-au dat suplimentare și încă 7 secții de vot, ceea ce strategic nu rezolvă problema diasporei. De atâta noi și ne luptăm acum cu toate aceste recuzări, cu așa e procesul judiciar, juridic, lupta grea, astfel încât să fie acceptate măcar prima variantă a lui Cimil, okay. El a ieșit această variantă de 162 de secții, da, de votare și el a renunțat. Singur a renunțat de la propria idee. Mi se pare că asta era o variantă normală de compromis, 162 de secții de vot, pentru care exista finanțarea și asta cumva ar fi o variantă mult mai bună, dar până la urmă vedem care o să fie verdictul instanței de judecată. Vreau să vă întreb acum ceva în legătură cu platforma electorală a platformei, da. Vreau să văd dacă o să vedeți dumneavoastră acest... Cred că o să-l vedeți inversat în conversații, dar spectatorii o să-l vadă. Așadar, suntem la punctul 2, combaterea sărăciei, prioritatea noastră constantă. Eu, mie tare îmi place să mă agăs de cuvinte și atunci când eu văd cuvântul constant într-o prioritate, asta înseamnă că tu admiți că totuși sărăcia va fi o problemă de care tu niciodată nu o să scapi. Eu corect înțeleg? Combaterea sărăciei, prioritatea noastră constantă. Ce s-a avut aici în vedere? Din păcate, ne place nouă, nu ne place, putem să ne agățăm de cuvinte, putem să nu ne agățăm, dar în următorii 5 ani, această problemă o să fie constantă. Întrucât, dacă noi comparăm venitul per capita, media care este în Republica Moldova și în țările, nu neapărat cele mai dezvoltate din Europa, dar din Europa de Est. Da. România, Polonia, Slovacia, noi, dar chiar și Federația Rusă, cu tot că ei trebuia să trăiască mult mai bine, având baza lor economică. Dar pentru Republica Moldova, problema sărăciei, când 440.000 de pensionari sau 2-3 din toți pensionari primesc pensia sub minimum de existență,
Da, acel minimum de existență calculat în așa mod că eu de ori spuneam, nici câinele lui Pahănuc nu trăiește cu așa minimum de existență. Atunci dacă știm că asta e o normalitate și știm că asta e o normalitate peste nu, tot. Nu e normalitate, dar e realitate. Ok, e o realitate. Dacă tu spui că tu cumva te-ai resemnat cu acest lucru. Dar asta e realitatea. Da, ne place, nu ne place, dar noi avem această sărăcie. Și din cauza sărăciei se fac și celelalte probleme despre care noi am vorbit. Și cred că Republica Moldova nu s-a dezvoltat și la moment este stat ieșuat, cu părere de rău, prima bază, prima cauza acestui fenomen este sărăcia. Dar dumneavoastră credeți în eradicarea completă a sărăciei? Complet nu. Iarăși, noi peste 5 ani nu trebuie să uităm că lumea nu stă pe loc. Peste 5 ani, noi dacă majorăm veniturile până la nivel mult mai mare decât acum, dar în celelalte țări o să meargă și mai înainte. Și deja sărăcia altfel o să fie calculată. Păi... Dar cel puțin, eu cred că Republica Moldova în 4 ani, în următorul mandat, eu cred și eu văd resurse financiare de unde, eu cred că noi putem să facem, să majorăm semnificativ veniturile populației. Desigur, pentru asta e nevoie de voință politică, de un plan strategic comprehensiv, abordare strategică, nefragmentară. Cel mai urât lucru o să fie dacă noi fragmentar o să mergem. Okay. Și noi să privim tabloul întreg, dar eu cred și unicul avantaj care a rămas încă în Republica Moldova că e țară mică. Și în țară mică ordine de făcut mai ușor. Dumneavoastră ați mers chiar mai îndrăzneț decât Partidul Acțiune și Solidaritate și a scris majorarea salariului mediu pe economie la 16.000 de lei. PAS spunea de 15.000, doar că PAS spunea 15.000 și a dat un termen până în 2025, dar platforma da până în și an vrea 16.000 lunar. Și dumneavoastră înțelegeți ce în crește 4 ani. În 4 ani. În 4 ani. Asta este angajamentul pentru finalul de mandat. Peste 4 ani, dublarea salariului. Noi acum avem 8.200 salariul mediu. Economiștii spuneau... Dublarea salariului este lucru real. Pentru asta PIB-ul trebuie să crească nu cu 3%, 4%, dar cu minimum 8%, dar mai bine cu 10%. Dar cum putem să asigurăm asemenea creștere când în istoria recentă, în ultimii câțiva ani, mai sus de 5%, nu știu, am avut creștere mai sus de 5% a PIB-ului? Am avut. Noi am avut creștere PIB. Noi am avut un an 2011, dacă nu mă înșel, când PIB-ul a crescut la noi cu 9,5%, aproape 10%. Taman când s-au pus bazele. Taman când s-au pus bazele fraudei bancare în 2011. Taman încă baza era, dar frauda încă nu s-a pornit. Și din 2011, apropo, foarte bună remarcă. Din 2011 deja s-a pornit procesul complex de devalizare sistemului bancar, spălări de bani, atacuri Raider. Deci această paradigmă despre care eu am vorbit, ei tot au avut abordarea complexă bandiții. Iată, ei au început să acționeze din 2011. Taman ultimul an, când noi încă statul nu era în mâinile mafioti și noi am avut altă cale atunci. Dacă Vlad Filat ar proceda și n-ar fi cedat față de Plahotniuc, probabil că noi n-am fi pierdut 10 ani. Țineți minte. Acum țineți minte discursul lui în 2015 când el spunea că dacă ar vorbi ar exploda clasa politică odată în aer. Dumneavoastră cum credeți acum după atâția ani? Ca om care a votat de câteva ori pentru Dânsu, n-am mai mult, n-am ce spune despre Dânsu. Dar el mai poate la distanță de atâția ani? De 2012 și iată acum au ajuns la final tragic și logic. Credeți că mai are șansă să explodeze ceva din spusele lui Vlad Filat, dacă ar îndrăzni să vorbească? Din spusele lui, doar aer în satul Lăpuș. Dar el cunoaște doar multe lucruri care s-au întâmplat, dar încă nu ne vorbește despre asta, fie că era vorba de... El cunoaște. Care lucruri noi nu cunoaștem din ceea ce cunoaște Vlad Filat? Da, în 2015 noi nu cunoșteam cine a furat miliardul, cine, care rolul Șor, care rolul Plahotniuc, care rolul Platon. Eu, după ce am făcut acea comisie de anchetă și raportul pe ei, pentru mine lucrurile sunt aproape clare. Poate eu nu le cunosc anumite mărânțușuri, anumite lucruri legate de
Iată cum, pentru mine era, eu sunt curios dacă Vlad Filat ar vorbi despre Oleg Reitman. Da, sunt anumite momente care eu aș dori să aud de la Vlad Filat. Despre Reitman, despre Sergei Ralov, anumite momente despre acei care au tras pe sfoare, da, alături de Vlad Plăhătiuc și rolul cărora noi am subestimat. Pe noi acum, în momentele acestea poate erau interesante. Pe noi acum ne așteaptă... Dar 80% din opera asta, criminalizarea Republicii Moldova, mafiotizarea Republicii Moldova și distrugerea sistemului financiar-bancar, eu cunosc. Din păcate, organele de anchete, având aceleși materiale, se mișcă, nici nu știu dacă se mișcă. Domnule Slusar, eu pe grupul patronilor am anunțat că o să am o discuție cu dumneavoastră și unul din patroni m-a rugat să aflu care sunt perspectivele sau viziunile dumneavoastră fundamentale legate, bineînțeles, de activitatea politică, legate de faptul că platforma DA este un partid cu doctrină, cum ați spus, creștin-democrată și am vrut să vă întreb ce credeți despre regimul drogurilor în Republica Moldova, fie că vorbim de droguri ușoare, grele, posesie, distribuire, exemplu altor state care au decriminalizat consumul și au spus că consumul de droguri este o chestie medicală, nu una criminală. Care este viziunea dumneavoastră și a partidului? Eu cred că decriminalizarea este prea matură pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că noi nu avem institutele. Noi avem, iată, noi la moment avem statutul unui stat ieșuat. Stat care foarte greu este guvernat sub aspectul beneficiilor cetățenilor și agenților economici și foarte bine este guvernat sub aspectul diferitor scheme criminale. Uh-huh. Și dacă noi mai decriminalizăm anumite lucruri, de exemplu, cu droguri, așa cum spuneți dumneavoastră, pur și simplu, sub paravanul drogurilor este ușoare, nu știu cum ele se numesc, la noi și așa trafic de droguri este, din câte eu cunosc de la SIS informația, noi suntem un poligon, la asta a visat Vladimir Plăhătiuc că aici se fie zona gri, cu spălări de bani, cu bani negri, cu droguri, cu heroină, toate cazinourile, și în mare parte el a reușit. Acum poate nu aceea aventură care a fost în perioada lui Plăhătiuc, dar oricum informația de care eu dispun, trafic de droguri este destul de mare în Republica Moldova. În situația în care noi nu avem un stat normal, orice decriminalizare, orice liberalizare sub acest aspect, este foarte periculoasă. Pur și simplu, sub paravanul liberalizării, pur și simplu, aceștia care se ocupă cu traficul de droguri, o să fie la ei acasă. Dar legalizarea în sine înseamnă și legalizarea consumului. Atunci statul poate institui anumite magazine, bineînțeles cu un monopol pe vânzare, pe comercializare și atunci Andrei, controlul... Eu revin la întrebare, dar noi avem stat. Gata, m-ați convins. Eu revin la toate acestea. Am înțeles. O să introduc la presare toate acestea. Tot o să rezumă la faptul că cei care se numesc demnitare de stat vor creșui toate aceste scheme și sub monopolizarea sau sub alte măsuri de protecție care funcționează în țările civilizate, pur și simplu cei care se ocupă cu traficul drogurilor grele, drogurile periculoase, o să aducă în țară droguri sub paravanul legalizării drogurilor ușoare. Okay, până deci... când nu avem stat, orice mișcare de acest gen este foarte periculoasă. Și dacă am avea stat, cum vedeți exemplu portughezilor, olandezilor, Uruguay? Dacă am avea stat, vom analiza sub toate aspectele, sub aspectele iarăși, moralității. Eu vă spun, eu poate un pic conservator și la moment nu prea văd. Nu prea văd. Dar poate acest lucru se întâmplă din cauza că noi nu avem stat. Și dumneavoastră când îmi puneți această întrebare, eu îmi închid ochii și prima ce văd, cum imediat o să apare la sute de scheme care sunt acum, a mai apare încă și într-un. Iată, și gata, și eu aici mă opresc și mai departe nu pot primi. Am înțeles. Am vrut să vă întreb despre controlul, legislația și poate educația din domeniul prostituției, dar cred că și aici intervine subiectul lipsei de stat deocamdată. Am înțeles. Eu presupun că aveți o groază de oameni tineri în partid, școliți și peste hotare, oameni din diaspora care acum fac parte din lista partidului la parlamentare.
care cu siguranță au văzut exemplu altor state în care decriminalizarea a ajutat foarte mult. De la nebăgarea în închisoare pentru un spicicinei caraboc la trei tineri care stau într-un podiest filmați de canalul 2 al lui Plahotniuc și arătat drept captură de droguri, până la influx de turism și influx în bugetul de stat. Care este relația dumneavoastră, sau cum vedeți dumneavoastră relația religiei cu statul? Mai ales în lumina în care noi am văzut și continuăm să vedem câțiva actori politici activ folosind această resursă drept o resursă de propagandă, o resursă de radiotocică. Chiar recent am arătat un preot, Roman Pintilei, preot la Nordul Republicii Moldova, distribuie video montate de socialiști la dânsul pe pagină. În 2016 o numea pe Maia Sandu femeie stearpă, fără copii, care nu poate conduce țara. Cum vedeți dumneavoastră relația religiei și a statului? Noi avem stat laic și trebuie să ne pornim de la această ipoteză. Da, noi suntem partidul cu doctrina creștin-democrată, noi vedem rolul religiei, noi vedem rolul bisericii pentru viața spirituală, pentru respectarea tradițiilor, familiilor, dar pentru noi sunt niște linii roșii unde se termină religia și se începe propaganda. Și iată acest mijloc. Noi nu suntem liberali-liberali sub acest aspect, dar nici ceea ce face Igor Dodon și care încearcă în mod cinic, în mod perfid să pună religia ca bâtă politică la serviciu electoral, în scopuri electorale, pentru noi este inadmisibil acest lucru. Păi, în broșura socialiștilor și a comuniștilor, dacă e să vă considerăm pe dumneavoastră din coșul ăsta a partidelor de dreapta, că e așa împărțit, blocul comuniști-socialiști și partidele de dreapta. Și sunt două coloane. La comuniști-socialiști apărarea valorilor, familiei tradiționale, la partidele de dreapta, unde presupun că intră și platforma, da, îi părinte 1, părinte 2, căsătorii între aceleași sex. Cum vedeți dumneavoastră personal, dar și ca politician, ca reprezentant al unui partid care vrea în Parlament, cum vedeți dumneavoastră acest, eu nu știu cum să-l spun, hai să-l numim așa, gunoi informațional, dorință de a-i separa, de a-i diviza pe oameni, de a face problemă pe loc gol? Este arma electorală, din păcate, din păcate, și repet, Igor Dodon, care în mare parte nu trăiește creștinesc. Iată, care e ideea doctrinei creștin-democrate? Oamenii trebuie să trăiască după normele creștine. Mai puțin să vorbească despre asta, mai puțin să facă public acest lucru, mai puțin de păcazuhă și mai mult în suflet să fie acest lucru. Mai mult să țină la familia, mai des să meargă la biserică, mai multe rugăciuni să facă. Stai, și Dodon face propaganda asta. Dodon ține la familie. Și să facă agitație electorală. Acest lucru, religia, este un lucru intim, care necesită discreția. Și sub acest aspect, da, eu de exemplu, nu susțin căsătoriile, eu nu ascund acest lucru, nu susțin căsătoriile între oameni de același sex. Eu sunt anumite linii roșii care eu nu trec. Dar de ce? Dar să faci propagandistică, să mergi, să construiești, în loc să vorbești despre economia, despre combaterea sărăciei, dezvoltarea agriculturii, susținerea producătorilor autohtoni, europenizarea țării, umanizarea țării. Tu să-ți faci campanie electorală, să-ți construiești nume pe mesaj de ură, pe acest subiect, pe linia aceasta de religie și niște acuzații sterile. Nu, așa este Igor Dodon. Iarăși, pentru mine nimic nou sub soare. Eu îl cunosc pe Igor Dodon din 2005 și foarte mult sper că totuși, iarăși, dacă nu pleacă cum Ianucovici a plecat, sfârșitul lui o să fie la pușcărie. Domnule Slusar, dar ce impact social, cultural, dar și politic credeți că a avut crucea instalată de Andrei Năstase la Ministerul de Interne în 2019? Eu cred că aici a jucat festa, iarăși, propaganda și probabil greșeala echipei noastre să comunicăm mai bine cu mass media și să explicăm acest lucru. Eu, de exemplu, nu văd nicio problemă în acel crucifix.
dat fiind faptul că Dar de ce asta era o prioritate? Absolut logică și nobilă. Dânsul a încercat măcar o dată în 30 de ani să unească ambele biserici. Cea Mitropolia Basarabiei și cea care subordonează Federația Rusă. Ce asta rol? A fost un gest de unitate. Stați un pic. Andrei Năstase era ministru de interne, reprezentantul statului. Statul este laic în raport cu religia. De ce un minister sau un ministru de interne unește două biserici? Nu știu, care era problema dacă, iarăși, Ministerul Afacerilor Interne răspunde inclusiv și pentru situația, atmosfera morală, spirituală care este în societate. Adică criminalitatea este strâns legată cu atmosfera în societate. Și iarăși, eu ca reprezentantul doctrinii creștin-democrate, noi nu putem nega că religia, dacă ea nu este utilizată cu scopuri politice, dacă ea nu este subordonată unui politician sau unui partid politic, religia are rolul pozitiv, dacă acest lucru, iarăși, nu sunt exagerări, pentru a menține un climat normal în societate. Și dacă criminalitatea cumva scade, măcar de frică de Dumnezeu, acest lucru este benefic pentru societate. Și ministrul afacerilor interne, care este responsabil pentru criminalitatea, dacă vede și, iată, și această metodă poate fi folosită, mai ales unitatea la celor două biserici, de ce nu? Stați, acum chiar dacă nu a fost comunicarea bună, chiar dacă gestul poate fi interpretat greșit, tot ce s-a întâmplat sub aspect propagandistic și toată această huiduire și o caudare de rahat, mă scuzați, care a fost turnată pe Andrei Năstase pe platforma, nu merge. Ok, eu vreau să sumarizez, pentru că dumneavoastră cred că ați spus în premieră un lucru. Andrei Năstase a vrut să folosească acest prilej de unitate de două biserici pentru a arăta oamenilor că eventual cu frica de Dumnezeu ai putea face mai puține ilegalități, corect? Nu, eu v-am spus că dumneavoastră m-ați întrebat ce are ministrul afacerilor interne. Da. Și eu v-am răspuns ce are ministerul afacerilor interne cu atmosferă morală, spirituală. Imaginați-vă. Și în Europa, dacă o să vedeți multe țări și în Europa, în țările unde sunt tradițiile creștin-democrate puternice, aceeași Franța, Spania, religia, deseori, de sine stătător, cei reprezentanți ai bisericii, cumva contribuie la menținerea spiritului moral în societate, fără că să-și atribuie dividende politice, absolut, fără că se facă agitație pentru oricare partid politic, dar ei cumva sunt indicatorul pentru situația, atmosfera morală. Ne place nouă sau nu ne place, dar sunt multe țări europene și nimic rău. Sunt țările care nu practică așa ceva. Dar Europa este diversă. Diversitatea la aceste 28 țări. Noi avem unele tradițiile noastre. Noi avem situația așa cum avem. Un milion de oameni plecați, copiii lăsați pe seama bunicilor, bunelilor și în această situație, mai ales că noi cunoaștem ce se întâmplă în sate. Rolul bisericii, iarăși, dacă biserica să nu treacă linia roșie, adică să nu fie atrasă după linia roșie de Igor Dodon și gașca lui, biserica are un rol destul de important pentru a ameliora climatul moral în societate. Dacă și Andrei Năstase, fiind ministrul afacerilor interne, eu nu văd aici nicio contradicție. Atunci comunicarea, într-adevăr, a fost una proastă. Eu sper că platforma da așa sumă această greșeală. Iată aici că noi n-am putut în 5 luni să comunicăm, să ne comunicăm. Eu aici de acord. Comunicarea era la nivelul foarte slab. Nu, probabil că nu am fost noi suficient pregătiți pentru tot ce s-a întâmplat. Dacă s-ar fi repetată situația, eu cred că lucrurile ar fi gestionate cu mult mai bine și comunicarea ar fi fost mult mai eficientă. Dar de regretat, cum spune Oleg Moiseevich Reidman, de regretat niciodată nu-i târziu, dar tot timpul e inutil. Domnul Reidman, da, e specialist în aforisme. E specialist, da. El e specialist și în
foto bancar, de valizare a sistemului și încă specialist. Apia ca asemenea specialist o să fie în Parlament. Care să pună la toate acestea și să iasă uscat din orice apă tubă. Noi să avem acest pește uscat, o să-l avem în Parlament, domnule Slusar. Eu sincer vă recunosc, eu tare vreau să schimbe lucrurile în Moldova, de departe fiind, mai am oameni dragi, mai am dorința de a mă întoarce în Republica Moldova, dar eu când văd și când știu că Reidman precis o să aibă un scaun în Parlamentul Republicii Moldova, în anul 2021, când domnul Voronin va fi în Parlamentul Republicii Moldova, aripile mele de speranță o leacă să ard de la tot soarele ăsta de durere și deznădejde. Ajutați-mă, vă rog frumos, să cred alea în viitor și dați-mi, nu știu, cine credeți, de exemplu, că va fi următorul prim-ministru al Republicii Moldova în lumina acestor evenimente și în lumina acestor alegeri? Dați-mi mie și spectatorilor noștri o leacă de speranță de care să ne agățăm. Andrei, iarăși, haideți să fim realiști. Nu putem noi promite minuni peste o lună sau peste două, că să garantăm cu sărăcia noastră, cu alegătorii care noi avem, că forțele ostile, forțele oligarhice nu vor fi prezente în Parlament. Vor fi, da, și Oleg Moiseici și mulți alții vor fi. Întrebarea este ține de matematică. Okay. Ei au fost prezenți mulți ani. Și noi am avut sau guvernarea anti-europeană, sau guvernarea aparent europeană, dar pro-oligarhică. Uh-huh. Care până la urmă, după mine, era mai proastă decât guvernarea anti-europeană. Pentru că primii nici nu au promis din stat că ei sunt pro-europeni. Dar ăștia au discreditat ideea, care foarte greu era, iată, au luat mult timp pierdut să reabilităm această idee. Dar, și noi am discutat pe parcursul întregii emisiuni că totuși lucrurile s-au schimbat din 2019 încoace. Există factorul foarte puternic diaspora. Sunt foarte mulți oameni în Republica Moldova care deja nu au frică și cumva au încredere că de dânci ceva posibil, îi pot schimba ceva. Iată, până în 2020, până la prezidențiale, păi oricum, aiește criminale, oligarhici, ei decid cine va guverna. Iată, în 2020, situația s-a schimbat. De oameni ceva depinde. Este important, repet, chiar și cu prezența celor care reprezintă forțele ostile, forțele oligarhice, să avem majoritatea neoligarhică, anti-oligarhică, dacă doriți. Majoritatea pro-europeană națională. Și sub acest aspect, eu nu știu cine o să fie prim-ministru, dar ca niciodată platforma, da, este pregătită, echipa platformă, da, este pregătită pentru guvernare. Poate 2 ani jumătate în urmă, când noi am intrat în Parlament, trebuia să mai treacă ceva timp, nu eram foarte integri, dar mecanismele de funcționare a puterii guvernării trebuia să însușim. Poate de aici este parțial și explicația la cele 5 luni de guvernare. Dar după 2 ani jumătate în Parlament, după experiența care noi avem, ținând cont de echipa care este acum la platformă, da, noi suntem pregătiți din prima zi, fără pierdere de timp, pentru guvernare. Și nu știu care, cine o să fie prim-ministru, dar dacă vom avea guvernul pro-european anti-oligarhic, sunt convins că lucrurile o să meargă mult mai rapid și mult mai calitativ decât ceea ce noi am văzut în 2019. Domnule Slusar, eu vă mulțumesc pentru timp. E seară târzie la această oră în Republica Moldova. Sper să mai avem ocazia să discutăm. Ținem legătura în continuare. Numai bine, da, în campania electorală. Multă sănătate. Eu îmi iau rămas bun și de la spectatori. Dragi prieteni, tare vă mulțumesc pentru atenție, pupicei, numai bine, un mare mulțumesc celor care decid să mă susțină în fiecare lună, fie pe Patreon, cu o plată recurentă, sau puteți face o singură donație odată pe adresa de PayPal, emisiunea.lumina@gmail.com. Deci tare vă rog, hai pe 11 iulie să facem acest gest de solidaritate, ne costă foarte puțin, considerați-l ca un gest de voluntariat, să ajutăm Moldova oriunde ne-am afla pe acest glob, să mergem la alegeri. Numai bine, multă sănătate, pupicei!